Ia asta, uite-l cum îl ține pe bă! Bă, ca din fiută, bă! Ține-l! Salve șacalilor, ce faceți? Fraților, știți bine că mie mi-este frică din înălțimi. Am urmat să pun niște secvenții din clipurile trecute, sper că nu o să-mi fie lene la edit. Sneak Luce, dacă vezi asta, fii și tu barbat adevărat și pune și tu alea, să vadă oameni. Până găsesc eu videoclipurile aici, nu uitați să vă abonați, să facem 1.500.000 de abonați, că am promis că facem până în iarnă. Vă rog, ajutați-mă să respect promisiunea. Și bineînțeles, un like la videoclip, un follow pe Instagram și dacă vreți să-mi dați și mie ceva de mâncare, că n-am mai mâncat de mult, adresa este următoarea. The biggest swing in the world. Mamă, Dumnezeule. Ce? O și filmat? Deci pe cuvântul meu de om că... Bine că nu-i videoclipul pe tot ecranul. Na. Nu se poate așa ceva. Na. Ferească Dumnezeu, până unde l-a dus, până la Iisus Hristos, acolo sus, în rai, direct. Bă, ești prost, dă-mi să mai cum mai dau play. Bă, uite-o leacă, acesta nu este ciocănel, ești prost, zici că e de la, care faci cu picioarele la, în parcul Canciucov la noi, bacă. Na, deci mi se face rău. Na, o să vă zic la fiecare dacă m-aș da sau nu, dar mie, mamă, hai că n-asta poate. Poate m-aș da, că nu trebuie să... Aici mi-ar fi... Deci aici aș leșina. No, aici mi-e rău de tot. Dar poate acolo, pe cealaltă parte m-aș da. Hai că... În acesta m-aș da. Ia să-l vedem pe următorul. Ia, dă-i play. Ma, gata. Deci, no. No, ferească Dumnezeu. No, deci... Deci nu există bani pe lumea... Nu există. Nu, așa ceva niciodată. Deci nu există bani pe lumea aceasta. Doamne ferește. Bă, aici hai că m-aș mai da dacă îmi văd așa, nu, mi se... Mă... Băi, verișorule, de câte ori l-am... Deci prost, vom am tot ce mâncam. Fraților, să vă zic un story time? Vă zic. Pentru 10.000 de euro m-aș da. O să pun și un preț pentru care m-aș da și un preț. Pentru 10.000, da, să zic că vomit de 3 ori. Mie nu-mi place să vomit, dar pentru 10.000 de euro e ok. Sniculeții, ești pentru bani. Da, asta este, chiar sunt. Pentru acest tobogan, chiar sunt. Am fost acum vreo, nu mai știu, 4-5 ani în Italia la un, la cel mai mare parc. Nu mai știu cum se numește, ia să căutăm aici. Dar cum se numea? Gardaland? Gardaland, ia să vedem. Ia uitați, fraților, ferească Sfântul Iisus Hristos. Așa, bun. Am fost la acest parc și m-am dat în acesta, fraților. În acesta m-am, exact în ăsta. Eu nu am vrut să mă dau, dar am văzut pe fratele meu atunci, că dacă eu aveam vreo 16-17 atunci, fratele meu avea vreo 10-11-12, pe acolo. Și ăsta s-o dat, frate, în cele mai de-astea topogane și am zis, bă, dacă se dă ăsta, trebuie să mă dau și eu. Ia uitați-vă o leacă. Da, bun, așa, ok, și Sniculeț era chiar aici, chiar în primul rând, ok. Așa, în momentul în care am ajuns acolo, la mine s-a terminat tot. Deci vă zic sincer, fraților, pe toată cinstea mea și pe mama mea frumoasă și pe toată lumea, aici mi s-a tăiat tot ce aveam. Deci mi-am amintit de fiecare moment de când am deschis ochii de la naștere. Mi-am amintit așa cum arăta spitalul. Mă gândeam, bă, ce lenjerii verde alea pe acolo, ucii patru șmecheri, pe bune, tot, nu. Doamne, bă, și știi care-i treaba? Bă, 5 minute cred că am stat așa. Bă, 5 minute am stat așa, imaginați-vă. Ia să vedem. Mamă, ia uite-l pe ăsta, să moară mă ăsta. Ce, fraților, urcă drept? Ce este, cum se poate, Ferrari, Enzo Ferrari, și-ți dă drumul tot drept? Dar bine că nu a pus partea aia. Ce? Te duci așa și după te duci în jos? What the fuck? De ce sunt așa impulsiv? Și așa overreacted? Nu se poate. Bă, și cum îți dă drumul pe asta? Păi prins 870 la oră, cât un Boeing 747 să mor. Când îl găsesc pe la cel mai periculos, o să vă întreb pentru dacă v-ați da în el sau nu, să lăsați în comentarii, nu în ăsta. În ăsta pentru, hai să vedem, să calculăm o mică taxă de spitalizare așa. Vreo 35.000 de euro m-aș da. Ar fi bine. Aș începe și o rată la mașină. Nu se poate așa ceva. Deci ăsta nu. Deci ăsta nu. Ci? Și te duci și faci rata așa, e? Nu există să mă pui pe eoliana asta. Nu există bani pe lumea asta să mă dau pe această eoliană. Nu există. Na, ferească sfânta mea mamă și Maria Magdalena și toți de acolo, dacă eu pe eoliana, deci pentru asta nu există bani pe această lume să mă dau eu pe așa ceva. Nu, o iau cu cap. Bă, trebuie sincer, spuneți-mi în comentarii, bă, v-ați da în asta, bă, dar nu pe bani, pe gratis, v-ar plăcea să vă dați în așa ceva, eu citesc toate comentariile și dau inimă. Dacă voi aveți tupeu, sunteți cam tari în gură, așa vă vreau, fiți tari în gură, nu ca fricosul de snic. Bă, n-am probleme, nu mi-e frică de bătăi, de sânge, de pum, de păienjen, de arachnidi, de ce mai fi. Bă, dar din înălțimi, bă, așa, cam așa, pe bune. Bă, what the fuck, ce este această chestie? Ce tare? Bă, ești prost?
Uitați-vă alea, că bă, what the fuck, stai că nu pot să văd mai mult. Bă, dar voi vedeți cât de gigantic este, sunt efectiv două statui, alea că gen cât de mari sunt astea, frate. Dar unde Dumnezeu e asta? Na, uite alea că știi, n-aș putea cu bară de aia, cu bară de aceasta, unde este? Ce să fac cu bara aceasta, fraților? Te-o leacă, păi dacă adult, hop, te aici, gat. Nu mai, de aici chestia adult, te-ai uitat? Nu, copilul n-a. Să te rogi să nu fii de la super slab, să treacă prin gratile astea, dar eu ca adult nu. Nu pot, nu, mi-e rău. Da, mi-e rău, bă, pentru câți bani aș fi în asta, hai, 5.000 de euro. 5.000 de euro, un golf. Mi-aș mai lua un golf, ce să fac? World Most Dangerous Ride. Ce asta e? What the fuck? Buuu, ce mi-ar fi rău, n-aș crăpa cu capul asta. Nu, în așa ceva nu. Scurt și pe 2 și pe 3 și pe 4, nu. Ce este aceasta? What the fuck? What, stai cât mai multe aici. No, nu, ci asta cum, uitați-vă la asta. Bă, să mă dea așa. What, de câte ori rotește? What? Bă, cum? Asta mi se pare, îmi pare rău cu tot overreacting-ul meu, asta mi se pare cea mai rău, legit. De ce strâmb așa, ce i-o dat, dar ce repede îi dă. Mamă. Uite, într-o... Fereat. Mă, păi, dar mie, na, și aia sunt oameni, aia sunt oameni. Nu, cred că aia sunt oameni. Na. Da, acum sincer, în ăsta v-ați dat, în ăsta. Acum vă întreb sincer, pentru al doilea lăsați un comentariu cu banană, dacă v-ați dat în ăsta. Deci dacă voi ziceți banană, sunteți terminați rău. Na, ferească Dumnezeu. Top dangerous, most dangerous ride. Și ăsta, uite-l cum îl ține pe bă, ca din fiul tău, băi. Ține-l! Uite-l ține-l, adică tai! Băi, cum îl ținea pe mine, tai aici, unde te duci? A, uite, pariez că de atunci Bogdanel a devenit bărbat. O văzut că lumea nu-i doar despre Minecraft. Doamne, crucea mea sună. Ești prost, păi văd lumea treia de acolo. Văd piramide lui Cheops, lua astea. I would definitely have a heart attack. I have heart attack now. Right now, I have big heart attack. You casual have a heart attack like, and revive. I have heart attack and die. And die for life. You bury me in Cavou, Bacovia Cavou. For... planks and then go to heaven. Eu, me. Na, păi să coboare Iisus Hristos din Nazaret. Acum dacă eu m-aș merge pe asta. N-aș merge. Na, uite cum merge asta. Dumnezeule. Bă, dar n-ai familie acasă, nu te gândești la ea, dragi, bă. Deci mie în capul meu numai tari fi, ești prost? Numai tari. Ia uite-o pe asta. Ce m-am ucitat? Doi, domnule. Păi cum? Aceasta mi-a fost viața. Pentru toți prietenii mei, sănătate și numai bine. Da, nu mai zic nimic. Da, mi-este rău. Ia uite-l pe ăsta, bă, să nebunesc. E o lealea aia din drum spre Constanța, dacă nu exact așa e asta. Bă! Cum să te dai așa, așa ceva e, că mi se face rău. Doamne, sfântă mare. Bă, băiatule, bă, și ăsta gen tirotește peste cap, că nu văd. Gen, tu rămâi drept sau ești întors peste cap, că nu-mi dau seama dacă alea se rote. A, ești cu cracinsul, s-a terminat. S-a terminat, nu. În ăsta, pentru câți bani m-ați întrebat? Cine? Pentru câți bani m-aș da în ăsta? Pentru 100.000. 100.000, vere. 100.000 ca popa. Păi fără 100.000 eu nu intru în așa ceva, nu. Păi dacă se rupe ăsta, vere. Și când m-a dus așa, hop, mi-a dat drumul aici și m-am tot dus. Ia uite-l pe ăsta. Would you ride this roller coaster 1000 feet over Vegas? Would you ride this? I don't ride. Na, să mă pun așa? Și ce? Ce? Na, păi în momentul ăsta aveam heart attack and die. I'll need $69 million. Exact și eu. Exact și eu, gen pentru 1 milion de euro m-aș da. În rest nu m-aș da, veri. Uite-l și pe ăsta, veri, the skywalk in China is crazy. Ești prost să vă ceață în jurul meu. Cât de sus să vezi, să vezi doar ceață. Pistinori, săraiu. Pe mine mi se ducea una de asta în față, făceam spaga, mă panicam și cădeam. Bă, să nu văd nimic în jos. Dar de fapt, cred că m-aș duce într-o zi cu ceață, că dacă aș vedea ce e în jos, ești prost. Ei, pentru mine bani pe lumea asta nu există. N-au făcut băncile bani să-mi dea să mă urc pe ăsta, înțelegeți? Bă, n-au furat aia din casa de papel bani să-mi dea să mă urc în ăsta, înțelegeți? Ia uite-l, ăsta e ăla din... Mamă, vere, cum se vede, ești prost, ce s-a terminat? Nu! Nu! Nu aș putea! Ariu, ești destul de curajos să... te dai pe acest topogan pentru 10.000 de euro? 10.000 de euro? Pentru 10.000 de euro
nici nu ies din casă. Înțelegi? Pentru 10.000 de euro nu mă ridic de pe scaunul ăsta, ca idee. Băi, pentru 10.000 de euro nu clipesc. Prețurile pentru acest tobogan foarte periculos încep de la 560.000 de euro în sus. Ia uite și pe ăștia. Na, s-o iei pe mata să mergi pe bicicleta asta. Hai, mamă, în ultimul drum. Hai pe această bicicletă. Să te văd să mergi pe bicicletă. Na, păi dacă văd că faci bicicleta sau o iau cu capul, ești prost? Da, cam acesta a fost videoclipul. Vă rog să îmi răspundeți în comentarii dacă v-ați dat pe asta. V-am zis, citesc toate comentarii și dau inimă. Asta este, fraților, sunt bărbat viking, bărbat bucătar adevărat, dar din înălțim nu, nu sunt bărbat. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, acolo la Niculeț, că acolo postez chestii cum mănânc, cum fac antrenament, sigur v-ar plăcea. Totuș nic 10% reducere pe Food Shop. Încercăm să postăm în fiecare miercuri și sâmbătă. Dacă vreți să vă abonați, să vă abonați. Dacă nu, să trăiți și sănătate familiei dumneavoastră. Și de ca de fiecare dată eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.